Vă invit să deschideți Scripturile, iarăși, și de data aceasta vă invit să le deschideți la Epistola Sobornicească a lui Iacov pentru a citi Cuvântul lui Dumnezeu de la capitolul 4 și aș vrea să mergem la versetul 13, citind Cuvântul Domnului până la versetul 17. Epistola lui Iacov, capitolul 4, pagina, versiunea pe care o am este 1190. Vă invit să vă ridicați în semn de respect față de citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Deschidem așadar la Iacov, capitolul 4, citind Cuvântul Domnului de la versetul 13. În cuvânt al lui Dumnezeu care vorbește astfel. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre. Orice laudă de felul acesta este rea. Deci, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, vă invit să luați loc. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare în parte. Amin. Amin. Seara aceasta ne rugăm pentru cuvântul lui Dumnezeu și în mod normal citim cuvântul lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul pentru cei care ne-au pus în mână Scriptura. Amin. Nu știu cine v-a dat prima Scriptură. Da, auzeam istorisiri cum că au vândut o păreche, să citez limbajul arhaic, o păreche de boi bun de pus la jug și au cumpărat o Biblie. Nu știu cât ați dat dumneavoastră pe Biblie, dar suntem o biserică sau o generație foarte interesantă care nici măcar nu ne-am cumpărat Bibliile, ci și pe alea le-am așteptat și le-am primit de pacea Domnului, cum spunea cineva. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să prețuim Cuvântul Sfânt, să prețuim Scriptura și să o împlinim. Da? Mă gândeam la faptul că și eu am acasă o Scriptură primită cu semnătura bunicului. Da? Și mă gândeam că un gest frumos din partea bunicilor, celor care sunt în sală, e de a, înainte de a da nepoților orice altă posibilitate, orice alt lucru, faceți-le cadou o Scriptură cu semnătură de la dumneavoastră. S-or pocăi probabil până veți muri dumneavoastră sau după ce, când îi va apuca nostalgia, să spună, domnule, ia să văd, asta e Biblia de la bunicu. Căutăm să dăm celor din casa noastră, să le punem în mână Scriptura și Dumnezeu să fie lăudat dacă am făcut lucrul ăsta deja, dacă nu, să ne ajute Domnul să le dăm copiilor noștri, nepoților noștri, să le dăm Scriptura. Mergeți la magazin, la librărie, să le dublăm vânzările celor de la librărie, alegeți cea mai frumoasă Biblie, cea mai frumoasă dedicație și dați-le Scriptura. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că a ajuns Scriptura și în vremurile noastre și toată slava să fie a Domnului în toate. Amin. Am de adus salutări de la cei de la Botoșani. Mă gândeam că am fost acasă la Botoșani. Astăzi am stat la masa Domnului împreună cu cei de la Botoșani, după ce ieri am fost acasă la Bilca. Am fost la o mormântare, un frig sănătos și cum vii de obicei de la bunici, cum vii de la părinți, nu vii cu mâna goală, am luat și o răceală și am adus-o, cine este interesat pot distribui mai departe. În seara asta sunt iarăși acasă, sunt acasă la Suceava și mă gândeam la faptul că din ce ești acasă în mai multe locuri, deci tot îți dai seama că ești străin și călător și Domnul să ne ajute să ne îndreptăm viețuirea după Cuvântul Sfânt, să avem o viață ca la carte, trăită ca în Cuvântul Domnului și mai ales noi pocăiții care avem multe, multe lucruri de pocăit. Amin. Vreau să vă întreb dacă v-ați făcut planuri pentru 2016. Da? În mod normal, așa ar fi corect, la intrarea în 2016, deja să țintești ceva, să ochești ceva, pentru că nu e așa, omul care nu țintește nimic, nimerește un mare nimic. E normal să ai o viziune,
da? Să ai un plan. Și la un moment dat cuvântul spune că poporul piere din, da, acolo unde nu este viziune, e o problemă. Și în casa în care nu este viziune și în viața unde nu este viziune, e o mare problemă. Ei bine, pe de altă parte, cineva zicea, spune lui Dumnezeu planurile tale, ca să ce? Ca să-l faci să râdă. Nu știu dacă ce v-ați planificat să fiți când erați mici. Da? Trecând peste faza aia când toți voiau să fie cosmonauți și doctori. Da? La un moment dat iei lucrurile în serios și îți planifici să fii ceva. Nu știu câți dintre dumneavoastră au ajuns ce și-au planificat. Există această normalitate a planificării viitorului. Doar că pe baza cuvântului lui Dumnezeu pentru care ne-a rugat și pentru care am mulțumit, înțeleg că există două opțiuni, două variante de a-ți programa viitorul. O variantă este să te bizui pe perspicacitatea ta, pe abilitatea ta. Cealaltă variantă este să te rezemi, da? Să te bizui pe providența lui Dumnezeu. Da? Două posibilități, perspicacitatea ta sau providența lui Dumnezeu. Când vorbesc despre perspicacitate, mă gândesc la acea abilitate. Și sunt oameni foarte abili, foarte isteți, care știu să speculeze orice. Nu știu dacă cunoașteți expresia, domnule, ăsta face bani din piatră seacă. Sunt cei foarte perspicaci, da? Au o perspicacitate și au o abilitate. Sunt foarte descurcăreți și isteți. Și Domnul să fie lăudat. Doar că în momentul în care vrei să-ți planifici viitorul și îl scoți pe Dumnezeu din ecuație și te îmbizui și te reazemi doar pe perspicacitatea ta, riști. Și găsim în Scriptură diferite etape și diferite momente ale vieții. Spune cuvântul lui Dumnezeu, ascultați voi care ziceți. Omul zice, da? Ce anume zice? Astăzi sau mâine ne vom duce. Da? Astăzi sau mâine. Și noi avem astfel de planificări, porniri. În 2016, nu azi, poate mâine, nu mâine, poi mâine, ne vom duce, vom porni. Care este problema? Poți porni, poți planifica fără Dumnezeu. Și există în Cuvântul Sfânt un exemplu unui om, un om care se însoțea cu un altul duhovnicesc. La un moment dat spune Cartea Sfântă în Geneza 13 că s-a întâmplat un conflict, dar nu între ei, ci a apărut un conflict între slujitorii lor și unul mai duhovnicesc dintre ei, pe nume Avram, și suntem în Geneza 13, acest Avram, Geneza 13 cu 10, ba chiar 8, Avram a zis lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine, ba mai mult între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. Da? Vă rog să observați câtă maturitate și câtă înțelepciune din partea unui om duhovnicesc. Da? Să nu fie ceartă între mine și tine, că suntem frați. Lucru simplu de înțeles, n-are rost. Dar au căutat să soluționeze problema. Și Avram zice, oare nu-i toată țara înaintea ta? Mai bine, desparte-te de mine, dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta, dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Lot se pornește, Lot alege, Lot planifică și spune cuvântul Domnului că Lot și-a ridicat ochii și a văzut toată câmpia Iordanului și dumneavoastră cunoașteți pasajul. Da? S-a uitat, a văzut că e o câmpie mănoasă, udată de ape, belșug, asta presupune belșug pentru turme de la care tocmai se certaseră. Care este problema lui Lot? Alege? Nu-i rău să alegi. Nu știu dacă ați avut vreodată în viața de făcut alegeri să fi ajuns în intersecții de astea nesemaforizate. Da? Da, noi avem prin Suceava intersecții nesemaforizate. Când nu sunt semafoare, e în calcul ce? Indicatoarele. Când nu ai nici indicatoare, faci accident. Da? Un exemplu recent aici.
Ce se întâmplă când nu ai indicatoare în viața asta a credinței? Dacă ar fi un lucru, pocăința ar fi foarte ușoară dacă întotdeauna ai avea indicatoare. Și așa noi nu respectăm indicatoarele astea pe drumul pocăinței. Dar câteodată intri într-o intersecție și chiar nu știi ce să faci. Exact ca Avram și Lot. Și Lot se ridică, privește și alege. Știți care e problema mare a lui Lot? Logic avea dreptate. Matematic era corect. Să aleagă ce a ales. Doar că a planificat fără Dumnezeu. Și eu vă întreb pe dumneavoastră, ce anume planificați? Ce anume ați planificat? Fiți siguri că ați ales și că ați planificat împreună cu Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Doamne ajută-mă la lucrul ăsta! Planificăm împreună cu Dumnezeu. Fără Dumnezeu, bazându-ne pe perspicacitatea noastră, pe abilitatea noastră, suntem sortiți falimentului. Da, este un exemplu, iarăși, tot un tinerel. Un tânăr, la un moment dat, se supără pe tata, nu-i dădea voie cu tableta, știu eu, nu-l prea lăsa la televizor sau pe internet. Și la un moment dat zice, știi ce, tată, este cel mai mic, da, nu-i cel mai mare. Și dumneavoastră cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, în capitolul 15, la un moment dat zice, tată, dă-mi partea de avere și știți unde a ajuns. Da? În Evanghelia după Luca, în capitolul 15, la un moment dat îl găsim pe tinerelul nostru care planifică, croiește un plan și pleacă de acasă. Liber, da? Exact ca mulți dintre ai noștri care abia așteaptă să plece la facultă. Da? Am citat. Săia care abia așteaptă să meargă în cluburi. Da, și auzim de unii că au ajuns, nu numai că plecând din băncile adunării au ajuns să se ocupe de anumite prafuri, ei să fie distribuitori, da? Un subiect dubios și complicat. A ălora care au crezut că dacă pleacă de la mama și tata de acasă, mama și tata aia care îl trezeau de dimineață și îl cărau la adunare, scapă la libertate. Au crezut că dacă fug de mama și de tata și dacă fug de Dumnezeu vor avea libertate. 15 cu 13. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Da? Cam ce se întâmplă prin căminile astea studențești. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Da? S-a terminat bursa, mama, tata nu mai trimiteau bani de acasă. Putem dezvolta. Care a fost problema lui? A planificat să plece și să trăiască fără Dumnezeu. Nu-i problemă că pleacă. Este normal ca într-o bună zi puii să zboare. Mai complicat e când puii îi fac vântul mama și tata. Da? Că sunt și anomalii din astea. Dar normal este ca mama și tata să rămână și ceilalți să plece. Oricât ar plânge mama, tata, e dureros. Da? L-ai avut 15-20 de ani în casă. Nu-i problema că pleacă. Problema este când pleacă fără Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze copiii. Să-i ajutăm, să-i învățăm, să-și planifice viitorul, dar nu fără Dumnezeu. Orice ai alege, orice plan ai face, vrei să schimbi jobul, da, slujba, serviciul, roagă-te lui Dumnezeu. Spune, Doamne, pare mai mănoasă câmpia asta. Dar s-ar putea să mă încurce să nu mai pot merge la slujbă, la rugăciune, la adunare. Doamne, pare mai mănoasă și pare mai verde iarba. Dar fără Dumnezeu nu există binecuvântare. Asta se întâmplă și asta e posibilitatea unora de a planifica fără Dumnezeu. Dar există încă o posibilitate. Să planifici cu toate că îl cunoști pe Dumnezeu, cu toate că știi planul lui Dumnezeu, cu toate că știi voia și vrerea lui Dumnezeu, să planifici nu fără Dumnezeu, ci mai mult să planifici împotriva lui Dumnezeu. Ce ziceți de un slujitor? Și dumneavoastră știți, este fratele Iona. E sau nu e frate de-al nostru? Frate de-al nostru. Spune cuvântul Domnului în versetul 3 din capitolul 1, Iona s-a sculat să ce?
să plece în misiune. Interesant că dintr-o dată nu mai are problema banilor de misiune. Că așa e câteodată, domnule, când e vorba să mergi, nu sunt, nu ai, da? Dar când e vorba să fugă, și interesant că să fugă împotriva voiei lui Dumnezeu, dintr-o dată găsește bani chiar să plece într-o călătorie la Tars, în capătul lumii. Bă, dar interesant. Da, versetul 3. Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața, de fața Domnului. Unde alergați? Unde fugiți? Spre ce vă îndreptați? Ce anume planificați? Haideți să nu ne trezim, niciunul dintre noi, că lucrăm împotriva lui Dumnezeu. Da. Bazându-ne pe perspicacitatea noastră, pe abilitatea noastră, pe relațiile noastre, pe pilele noastre, cunoștințele noastre. Da. Asta este o problemă. Este problema celor din biserica de pe vremea lui Iacov. Să nu credeți că era problema ălora din lume. Era problema credincioșilor. A unora care se porneau. Spune cuvântul Domnului că intenționau să facă anumite popasuri. Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate și vom sta acolo, cât? Un an. Știți ce se întâmplă cu Lot? Revin la pasajul pe care l-am citit din capitolul 13, din Geneza. Nu știu dacă ați citit mai jos. În Geneza 13, imediat ajungem, după ce Lot alege să plece spre câmpia Iordanului, spune cuvântul Domnului în versetul 12, Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Și cuvântul Domnului dezvoltă și spune, oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Deci Lot pornește ignorându-L pe Dumnezeu și planul sau voia lui Dumnezeu, lucrează fără de Dumnezeu, ca la un moment dat să ajungă într-un loc în care era chiar împotriva lui Dumnezeu. Știți unde ne-l prezintă Geneza în capitolul 19? Geneza 1, 19:1, cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea la poarta Sodomei. De ce stătea Lot la poartă? Nu-l primea nevasta în casă, nu-i așa? Ce înseamnă în contextul din vremea de atunci când stătea la poartă? Era printre oamenii de vază ai cetății de atunci. Și Lot stătea printre somități. Sau cum spunea cineva, printre somnități. Da, printre somnitățile, printre liderii de acolo. Da. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, a ieșit înainte și a plecat până la pământ și cunoașteți tot pasajul ăla. A zis, domnule, voi sta puțin lângă. Și îl găsim în Sodoma. Și cunoașteți ce se întâmplă mai departe cu Sodoma. Unde intenționați să vă opriți anul ăsta? Petru, la un moment dat, zice, am să intru și eu puțin în curtea marelui preot și am să stau puțin acolo. Și la un moment dat se așează și el în jurul focului. Da, nu știu dacă era gerul ăsta de azi dimineață de minus 15, când de-abia pornesc mașinile. Dar s-a așezat și el acolo și la un moment dat să leapădă în fața unei slujnici, a unei copile. Deci au zis, domnule, mă, o sta puțin. Haideți să fim atenți cu cine ne însoțim și unde poposim. Da? Dacă ne bazăm pe perspicacitatea noastră. Să fim atenți la priorități. Spune cuvântul Domnului, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an și care era prioritatea? Vom face negustorie și vom câștiga. Este rău să faci negustorie? Nu. Este rău să ai câștig? Nu. Doamne ajută, Domnul să-mi binecuvânteze. Spuneți amin când e vorba, măcar de lucrul ăsta. Amin, să ne binecuvânteze Dumnezeu, să nu ducem lipsă de pâinea cea de toate zilele, să aveți cei care faceți negustorie, să aveți parte de câștig, de asta faceți negustorie. Problema este, atunci când te bazezi pe perspicacitate, pe ceea ce știi tu, da,
Există cealaltă variantă a planificării viitorului. Da? Acea variantă în care apelez la providența lui Dumnezeu. Ce înseamnă providență? Purtare de grijă? Poartă Dumnezeu de grijă? Asta găsesc în cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați voi, acum voi care ziceți astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie, vom câștiga și nu știți. Și dintr-o dată intră în calcul de la versetul 14 factorul divinitate, anume providența lui Dumnezeu. De ce anume avem noi nevoie de providența lui Dumnezeu? Adică de ce anume eu și dumneata avem nevoie de purtarea de grijă lui Dumnezeu? De ce? Din cauza ceea ce spune versetul 14, din cauza neștiinței noastre, spune, și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Știți ce aduce ziua de mâine? Da? Încearcă să ne mai sperie ăștia de la meteo, ne mai spun una alta. Ziceam că ieri am fost la mormântare. O soră de-a noastră s-a pornit la băiat. Da, soră de 84 de ani, mama la 84 de ani, căta, purta de grijă de băiat. Și a dat mașina peste ea. N-a mai intrat în 2016. Da? A fost până la finele anului. Știe cineva dacă termină 2016? Ziceam seriile astea la priveghi. Că în momentul în care ne mor bătrânii, cine credeți că urmează? Da, eu vă sperii în seara asta. Păi cam noi urmăm, nu-i așa? Și oricât de bine ne-am vedea noi, cât de tinerei, de frumușei, îmbătrânim. Da. Nu știm. De aceea apelăm la providența lui Dumnezeu, din pricina neștiinței noastre. Nu știm ce aduce ziua. Dacă Domnul îngăduie, vom ajunge până mâine. Dacă Domnul îngăduie, vom ajunge până în 2017. Așa de departe sună și așa, 2017. Dacă Domnul va voi. Te uiți la știri și vezi atâtea vești de războaie, frământările astea între neamuri, între națiuni, între popoare. Și mai tare te prinzi de Dumnezeu și spui, dacă Domnul va voi. Dacă Domnul va voi, voi ajunge acasă în seara asta. Dacă Domnul va voi, voi ieși din adunare. Că știți, au fost cazuri care au venit la biserică și au murit în biserică. N-au mai ajuns acasă, n-au mai ieșit. Nu. Din pricina neștiinței noastre, nu știm ce aduce ziua, nu știm ce aduce ceasul. De aceea ne încredem în Dumnezeu. Ne încredem în Dumnezeu în bunătatea Lui. Pentru că nu știm ce aduce ziua. Și există un cuvânt frumos în Proverbe 27. Proverbe 27 cu 1. Au zis cine spune nouă, nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi, o singură zi. Da? Exact ca un trăsnet, o veste, vine de nicăieri. Într-o zi. Nu știu. Știe cineva ce aduce anul? Nu știm. De aceea ne încredem în providența lui Dumnezeu. Nu ne bazăm pe perspicacitatea noastră și pe abilitatea noastră din pricina neștiinței. Ne încredem în Dumnezeu. Dar încă un lucru găsim. Versetul 14, partea a doua. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin și apoi piere. Ce spune cuvântul Domnului? Să te încrezi în Domnul din pricina neștiinței, dar în același timp să te încrezi în Domnul din pricina nestatorniciei. Ce este un abur? Da? A fost perioada asta în care s-a făcut mâncare la greu în bucătărie. Cazul în care n-a fost vreo ardere de tot, trebuia să fie abur. Cât ține aburul? Ce transmite aburul? Ideea de nestatornicie. Și cuvântul Domnului vorbește despre om ca fiind nestatornic. Azi se ridică și mâine, da, azi ți-i prieten, mâine dușman. Azi ți-i dușman, mâine prieten. Așa e de nestatornic omul. Cum e inima omului? Da, înșelătoare, e acel labirint în care vine, îți vorbește mieros, călugărește, dulceag, rozaliu, pufos. Din coace,
Brutus. Da, omul e nestatornic. Și câteodată, dacă nu învățăm din spusele bătrânilor, ajungem să învățăm pe pielea noastră. Omul este nestatornic. Este nestatornic pentru că nu trăiește mult. E trecător. Versetul 24 din 1 Petru spune, orice făptură este ca iarba. Vă place cum arată iarba acum? Frate, care iarbă? Da? Cu cât te duci mai la deal, mai la munte, e alb, e alb, e alb, e frumos. E superb afară. Da? Spune, orice făptură este ca iarba, toată slava ei. Ca floarea? Ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos. Și apropo de ce ne-a rugat în seara asta, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Slavă lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Da, de aceea, tu ești pe de o parte, alegi să te încrezi, omul e nestatornic. Câteodată de-ar putea să se ajute el. Pe de altă parte, fugi la cuvântul lui Dumnezeu. Da? Ascultam oameni care au fost criza asta financiară și spunea, domnule, te-aș ajuta și vreau să te ajut, dar nu pot. Domnule, am de încasat, am de primit și nu poate să-mi dea. Nu te pot ajuta. Da. Neputința. Și ăsta e ultimul lucru. Neputința noastră. Spune, voi dimpotrivă ar trebui să ziceți ce anume, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucru. Da? E acea neputința noastră în care spunem, dacă Domnul va voi. Da, nu e acea umbrelă în care câteodată ne jucăm noi și spunem, domnule, voia Domnului. Domnul. Și câteodată îl împingem pe Domnul, nici el nu știe ce... Dar noi spunem, Domnul. Nu la acel joc. Domnule, voia Domnului. Ci vorbesc despre, în momentul în care eu îmi planific ceva pentru mine, pentru casa mea, pentru viața mea, pentru viitorul meu, să spun, dacă Domnul va voi. Voi trăi și voi face. Dacă nu... Ori face alții. Da, asta găsesc în cuvântul Domnului. Pe când acum, asta era problema celor apocăiților de atunci, a credincioșilor de atunci, pe când acum vă făliți cu lăudărâșiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Urmează un timp de închinare, nu? Mulțumim lui Dumnezeu pentru că Scriptura dăinuie veșnic. Ne planificăm viitorul nu bazându-ne pe perspicacitatea noastră, pe abilitatea noastră, ci bazându-ne pe providența lui Dumnezeu, pe purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu dăinuie, rămâne în veac. Să ne binecuvânteze Domnul. Amin.